Nu, deja... Deja săptămâna trecută au început să... Acum 3-4 zile, au început să fie cu spray pe anumite blocuri, fiind îmbrăcați emergențial la noastră de la PSD. Aud și am informații de la chiar interiorul lor, pentru că sunt foarte mulțumesc de aici și se cunosc mulțime de la noi, că vor să facă zilele următoare, să meargă chiar la uși la oameni, să spună că sunt din partea lui Mircea Joană, după care să înjure pe scara blocului, să țipe, să facă tot felul de lucruri care, practic, ar deranja locatarii în acel bloc sau cetățenii în acel bloc. Lăsând impresia că acei tine sunt de la PSD. De asemenea, vor să meargă prin diverse cartiere, la fel, să scrie pe mașini, să lipească pe blocuri tot felul de lucruri. Și lucrurile astea le știu, pe de-o parte, de la tineri, de la PDL, pentru că și au stabilit strategia asta și era imposibil ca lucrul ăsta să nu se afle. Și altă parte, mi-au atras atenția anumiți membri de partid din anumite zone din Creava, că câțiva tineri îmbrăcați în geci au venit prin locurile lor și au făcut astfel de acte. Oricum, noi din seara aceasta o să practic în fiecare cartieră să ne antrenăm, să zic așa, echipele, ca atunci când apar astfel de tineri îmbrăcați, travestiți, da, spune eu, pentru că acum nu pot să le spun, travestiți de la PDL, să preîntâmpinăm, dar cred că cea mai bună metodă de preîntâmpinare este informarea cetățenilor. Să le luăm dar de ce nu sunați pur și simplu la poliție să faci și trebuie? Nu, asta o să facem și de-aia vă și rog să transmiteți prin zărăți noastră ca cei pe care îi prindem, că nu sunt... Ca poliția să identifice... Cei pe care îi prindem... Nu. E foarte simplu. Atunci când voi vom prinde pe acești cineri, vă duce la poliție și chiar o să cerem trebuie să facă dosar penal, pentru că nu merită să, eu știu, nici toleranță, pentru că astfel de acte nu cred că au loc într-un stat, vorbind toată ziua și la televizor, vorbește și președintele, vorbește și Boc, sau fiecare polițian vorbește de Uniunea Europeană și când mergem pe teren ne comportăm ca acum 200 de ani. De aceea, cei care vor face aceste lucruri, sincer, le voi face plângere penală ca astfel de lucruri să nu se întâmple.